Muzeul Bucovinei a pus la punct două produse marcă proprie pe care le va comercializa prin standurile secțiilor instituției. Este vorba despre un sortiment de ciocolată belgiană de lapte cu cremă de rom și orez, dar și două vinuri din regiunea viticolă Iași, alb sec și roșu sec. Ciocolata este produsă la Cisnădie și va ajunge în standuri atât sub formă de batoane cât și sub formă de tablete, la un preț rezonabil. Vinul provine dintr-o podgorie foarte mică din zona Iași, iar producătorul nu comercializează acest soi în România. Sticla de licoare va costa maxim 20 de lei. Directorul Muzeului Bucovine, Emil Ursu, ne-a declarat că produsele trebuiau să fie deja la vânzare, dar acest lucru s-a amânat din cauza unor probleme cu înregistrarea mărcii. Pentru produsele de brand ale Muzeului Bucovine, mă refer la ciocolată și la vin, din păcate nu am reușit să le scoatem până la sfârșitul lunii mai, din motive strict obiective, respectiv contractul de licență de marcă. Însă am rezolvat situația și iar în cazul vinului ne-am complicat un pic cu eticheta. Mă rog, eticheta trebuie să respecte niște prevederi legale, prevederi de care noi n-am știut. Noi sperăm că până începe sezonul turistic, respectiv a doua parte a lunii iunie, le vom avea în standurile muzeului. Emil Ursu ne-a mai spus că înainte de punerea în vânzare a produselor marca Muzeul Bucovinei, va organiza o lansare oficială a acestora, unde invitat special va fi recunoscutul oenolog, academicianul Valeriu Cotea.